atunci când cumperi o carte, un ceas, o sticlă de vin bun, ceva de îmbrăcat sau încălțat, un supliment alimentar sau un medicament, mobilă și articole decorative pentru căminul sau biroul tău, un cadou pentru cei dragi sau orice altceva ai nevoie la un moment dat, chiar și un credit rapid 100% online, simplu și convenabil, aruncă o privire mai jos în secțiunea de descriere a acestui videoclip. Vei găsi acolo mai multe link-uri către magazine și platforme online unde te așteaptă reduceri și promoții speciale. Dacă, utilizând link-urile noastre, veți găsi ceea ce căutați, sursa de motivație zilnică poate primi un mic comision din partea companiilor de la care veți cumpăra. Ne veți ajuta astfel să creăm în continuare conținut valoros și interesant pentru voi. Alătură-te și tu celor care susțin din toată inima lor activitatea de realizare a documentarelor și podcasturilor sursa de motivație zilnică și bucură-te de surprizele pe care ți le-am pregătit. Subconștientul tău are ceva numit impuls homeostatic, care reglează funcții precum temperatura corpului, bătăile inimii și respirația. Prin sistemul tău nervos autonom, impulsul homeostatic menține un echilibru între sutele de substanțe chimice din miliardele tale de celule, astfel încât întreaga ta mașinărie fizică să funcționeze în deplină armonie, iar tu să te bucuri de starea de bine. Din ce în ce mai mulți oameni realizează că, așa cum creierul lor este construit pentru a le regla sinele fizic, tot la fel încearcă să regleze și sinele mental. Mintea noastră filtrează și ne aduce în atenție în mod constant informații și stimuli care ne afirmă credințele preexistente, ne prezintă gânduri și impulsuri repetate care oglindesc și imită ceea ce am făcut în trecut. Subconștientul nostru este gardianul zonei noastre de confort. Este de asemenea tărâmul în care trebuie să căutăm cheile acțiunilor care ne pot construi și consolida sănătatea, succesul, prosperitatea și fericirea. Un om înțelept își transformă propria minte într-un aliat de nădejde, pentru că este instrumentul cu ajutorul căruia poate privi în adâncurile ființei sale, poate interpreta glasul intuiției, poate interpreta lumea simțurilor dintr-o perspectivă superioară pentru a identifica toate oportunitățile care l-ar putea face fericit. Un om neînțelept are în propria minte un dușman puternic care îl va împiedica să asculte șoaptele divine ale sufletului și să vadă toată frumusețea lucrurilor. Iată câteva modalități de a începe să-ți instruiești mintea pentru a fi aliatul tău, nu dușmanul tău. Fii dispus să vezi schimbarea acolo unde crezi că lucrurile sunt de neschimbat. Primul pas în crearea unei schimbări masive în viața ta este să nu crezi că este posibil, ci să fii dispus să vezi dacă este posibil. Nu vei putea trece dintr-o dată de la a fi un sceptic complet la a fi un credincios din toată inima. Pasul intermediar este să ai o minte deschisă pentru a vedea ce ar putea fi posibil. Atunci când ești dispus cu adevărat să vezi dacă este posibil, viața ta se va schimba cu adevărat. Oferă-ți permisiunea de a avea succes. În loc să bați moneda pe veșnica poveste că vei fi fericit numai dacă vei obține o promovare sau, ce știu eu, vei câștiga la loto, mai bine lucrează la schimbarea paradigmei monologului tău interior în permit ca viața mea să fie din ce în ce mai bună. Oferă-ți permisiunea de a fi fericit și de a avea succes și nu simți nicio clipă că nu meriți asta. Dacă din cauza unei credințe limitative asociezi la nivel subconștient succesul cu imoralul,
nu vei ajunge să faci niciodată ceea ce trebuie pentru a trăi viața pe care dorești să o trăiești. Consultă un specialist care te poate ajuta să identifici și să elimini convingerile tale limitative. Nu te teme de judecata lumii și nu lăsa fricile altora să arunce umbre de îndoială asupra ceea ce vrei să întreprinzi. Modul în care oamenii judecă ceea ce faci sau răspund la veștile despre succesul tău îți spune de fapt cum se descurcă ei în viața lor. Este cam povestea cu tatăl, fiul și măgarul care se întorceau de la târg. O puteți asculta accesând playlistul nostru Povești cu tâlc pentru oameni mari. Vă las un link în descriere. Fricile altora nu sunt altceva decât proiecții ale propriilor lor situații. Nu au nimic de-a face cu ceea ce ești tu capabil să faci cu viața ta. Înconjoară-te de energie pozitivă. Oriunde intrați, lăsați toată energia și iubirea voastră nemărginită să umple încăperea sau zona. Spuneți: energia și iubirea mea să umple acest loc în care pășesc și să atingă toate inimile prezente. Folosiți forța imaginației și îmbrăcați locul în care intrați într-o cupolă de lumină de culoarea destinului vostru. Antrenați-vă și veți vedea că veți schimba lumea. Asigurați-vă că elementele pe care le vedeți și le atingeți cel mai des sunt încărcate de mesaje de pozitivitate și speranță. Nu mai urmăriți pe rețelele sociale oamenii care vă fac să vă simțiți prost, ci pe cei care postează mesaje motivaționale și idei interesante. Decretează-ți inteligent succesul ca pe un fapt prezent, nu ca pe unul viitor. Nu afirma niciodată sunt bogat dacă nu este adevărat. Nu te agăța nici de dorința de prosperitate care poartă în ea sămânța de nu sunt mulțumit cu ceea ce am. Nu afirma sunt sănătos dacă nu este adevărat. Spune: simt chiar acum că forțele vindecătoare lucrează în interiorul meu. Dezvoltați emoții de confirmare a credinței în ceea ce afirmați prin atingerea delicată a zonei inimii. Forțele creatoare și forțele vindecătoare care curg în interiorul nostru se îndreaptă întotdeauna către locul în care ne concentrăm atenția. În loc să spui: sper să obțin asta într-o zi, spune: lucrez chiar acum la o strategie despre cum să fac asta. În loc să te gândești: voi fi fericit când voi avea casa vieții mele, gândește-te: sunt complet capabil să fiu fericit aici și acum, nimic nu mă reține, merit să fiu fericit. Definește-ți obiectivele cu ajutorul imaginației creative. Mintea nu știe să trăiască în prezent. Ea trăiește fie în trecut cu ajutorul memoriei, fie în viitor cu ajutorul imaginației. Revizuiește trecutul și descarcă-l de rănile emoționale și creează viitorul cu ajutorul forței imaginației. Lasă apoi mintea să se odihnească și trăiește în prezent. A fi capabil să-ți imaginezi ceea ce vrei de la viața ta este absolut esențial pentru a construi după cum dorești. Este simplu. Dacă nu știi încotro mergi, nu vei ști nici în ce direcție să-ți îndrepți primii pași. Atunci când veți avea o imagine clară în minte a ceea ce doriți să fiți și să aveți, toate forțele creatoare ale Universului își vor da mâna să vă ajute. Dacă aveți o imagine încă neclară sau divizată între prea multele voastre dorințe, nu veți fi în stare să întreprindeți acțiuni reale, inspirate și semnificative în nicio direcție. Identificați-vă convingerile limitative care vă împiedică să vă atingeți obiectivele. Când mințile noastre subconștiente ne împiedică să obținem ceva ce iubim, se întâmplă pentru că avem o credință limitativă despre acel ceva. Motivul pentru care o credință limitativă se simte atât de sigură și reală în sistemul nostru de convingeri subconștiente este acela că are în spate o poveste care ne-a tot fost spusă sau pe care ne-am tot spus-o și în mod inconștient am fost mereu în căutarea unor dovezi care să susțină adevărul acelor povești.
despre originea convingerilor limitative și cum le puteți elimina din mintea voastră, aflați urmărind videoclipul nostru pe această temă. Faceți un master plan pentru viața voastră. Uită de planurile obișnuite pe termen lung. Atât de multe schimbări pot fi posibile de-a lungul timpului, încât va fi aproape imposibil să-ți stabilești obiective pe care le vei și putea atinge. Cel mai probabil vor apărea oportunități noi sau chiar mai bune. Fă-ți în schimb un master plan. Identifică-ți valorile și motivațiile de bază. Întreabă-te care este scopul final a ceea ce dorești să realizezi în timpul vieții tale. Identifică-ți scopul vieții. Ce fel de moștenire dorești să lași acestei lumi? Odată ce ți-ai identificat valorile, poți lua și decizii pe termen lung care să se alinieze cu adevăratul tău sine. Dacă nu știi să-ți identifici valorile și să le determini ordinea importanței în viața ta, în sistemul tău personal de convingeri, sursa de motivație zilnică este aici pentru tine. Nu trebuie decât să-ți dorești o dezvoltare personală reală și să ne contactezi pentru a te ajuta să-ți faci un master plan. Nu mai stați pe gânduri, începeți un jurnal de recunoștință. Învățați strategii de cultivare a recunoștinței. În playlistul Recunoștința, cheia unei vieți fericite, veți găsi mai multe videoclipuri despre beneficiile acestui minunat sentiment. Exprimând mulțumiri pentru tot ceea ce aveți, vă schimbați mentalitatea de la a fi disperați de schimbare la a vă simți mulțumiți de locul în care vă aflați. Nimic nu atrage abundența mai tare decât recunoștința. Există o vorbă care spune că atunci când crezi că ai suficient, înseamnă că ești deschis să primești din ce în ce mai mult. Sau, altfel spus, ca să ai ceea ce vrei, trebuie mai întâi să vrei ceea ce ai. Nu vă îndoiți nicio clipă că aceste vorbe au o mare valoare de adevăr. Eliberează-te de ideea de cum și înconjoară-te de aliați, motivație și pozitivitate. Treaba ta este să identifici ce și apoi să lucrezi în tandem cu alți oameni pentru a afla cum. Ideea este că universul te va surprinde mereu cu modul în care lucrurile se concretizează. În loc să fii atașat obsesiv de ideea că fiecare detaliu ar trebui să funcționeze așa cum crezi tu că ar trebui, fii mai degrabă deschis către potențial și posibilitate, chiar dacă se va întâmpla ceva ce poate că nu ți-ai imaginat niciodată înainte. Lasă universul să aleagă căile, înțelepciunea lui este mai mare decât a ta. Începe să petreci timp cu oameni ambițioși, susținători și creativi. Dacă ești de fiecare dată cu oameni care sunt la fel de nemulțumiți de viața lor, nu vei primi niciodată suficient sprijin. Ține minte asta. Oamenii devin întotdeauna exact ca persoanele cu care petrec cel mai mult timp. Alege așadar cu mare atenție cine sunt aceste persoane. Nu te mai enerva dimineața în trafic. La ce folos? Ascultă un podcast care te poate motiva. Nu poate, ci sigur este necesar să auzi și să asculți mesajele noastre de mai multe ori. Doar astfel vor pătrunde în creierul tău și, în cele din urmă, te vei trezi că acționezi înțelept. Când spun că ai deja ceea ce vrei și că ești deja cel sau cea care dorești să devii, nu înseamnă că trebuie să te îndoiești, dar nici să crezi și să consideri că nu ai altceva de făcut decât să aștepți să-ți pice din cer. Câte case frumoase ai văzut în ultima perioadă? Te-ai gândit vreodată că acele case au fost mai întâi în mintea arhitectului care le-a creat? Potențialul este în interiorul vostru. Învățați să-l descoperiți și să-l folosiți. Vă iubesc! Fiți binecuvântați cu multă înțelepciune, răbdare și energie pozitivă!